Vă salut boșilor, bine v-am găsit la un nou clip de My 2 ro, eu sunt Taker vorzu vizionare cât mai bună. Băi, înainte ca acest clip să înceapă vreau să vă rog să nu uitați să apăsați și voi acel mic buton de like pentru că mă ajută super, super mult. Am văzut multă susținere la clipul trecut cu alastoare, în caz că nu l-ați văzut este uh, nu ăsta, celălalt, adică penultimul postat. Și puteți să mergeți acolo să dați un like dacă vreți să mă mai vedeți spărgând încă 3, 4, 500 de alastoare. Asta rămâne la latitudinea voastră. Cred că în următoarele 2-3 zile o să se mai las să facă cât mai multe like-uri și să intrăm direct în pâine cu ele. Uh, bun, vreau să vă anunț că oarul de nivel 35 de pe România din clipul trecut s-a vândut. Și am revenit astăzi cu un cont foarte, foarte mișto pe Tiger Ghost pentru că știu că multă lume caută. Este vorba de un war de nivel 55, uh, cu peul la aură, Peul la vârtej, lucru foarte, foarte important. Avem o șarpă de 22 aici, niște iteme uh, destul de interesante, adică sunt niște iteme cu care poți să-ți faci treaba, atât PVM cât și PVP. Și o alchimie clară. Plus strălucitoare, plus perfect. Avem un diamant clar dublu pe ce cu apărare magică, un rubin clar PVM un jar strălucitor max pe generare absorție, un safir, war și lican, ăsta ar, mai, asta ar fi mers 3 bonusuri, dar totuși este ok în momentul de față, granatul full perfect și onixul strălucitor full dublu corporal și pătrundere. Pe ăsta la vârtești care se vede genial, efectiv, pe cont și cam așa se prezintă, fraților. Deci, nivel 55, mi se pare un cont cu care poți să faci treaba. Un cont care nu cred că va sta foarte mult la vânzare pentru care are o alchimie de vreo 4-500 de oni. Uh, doar alchimia și uh, nivelul îți spune, spune cuvântul Și dacă sunteți interesați de cont sau aveți chiar voi un cont de vânzare Fraților îmi dați mesaj pe Instagram shop-ul Made in 2 Roll Aveți acolo în descriere uh, În caz că vreți să vă apucați și voi de Made in 2 Aveți primul link în descriere tot așa să vă faceți cont Și hai să trecem la clipul propriu zis de azi Băi, am revenit de pe Warul de nivel 55, vreau să mă uit puțin la alchimie pe clipul de azi, fraților, deci probabil o să fie un, un clip cu alchimie. Am făcut și ceva vânzare, după cum se poate vedea. Uh, am vândut olele, dar am luat ONI, 158 de ONI și 540 de GACA din pietrele astea arme nordice. Mă, nu e rău, chiar nu erau rău absolut deloc. Avem 500 de ONI, fraților, mai trebuie să mai dau cuiva încă 100 de ONI, am achitat și din datoria la, la FAC. Uh, mai am vreo 130 de flăcări, hai să mă uit rapid dacă sunt niște flăcări ieftine pe piață, că mai cumpăr flăcări la 1 an. uite am mai ajuns aici cu flăcări la 1 an. că le cumpăr, știți și voi că am nevoie, că na, da, trebuie să achid datoria acum, și aia e. 20, 23, nu, mă uitam dacă găsesc ceva la un preț decent, dar chiar nu e aproape nimic la un preț bun, aia e. Uh, Next, bă, vreau să mă uit la capitolul alchimie. Aici, mamă cât de ieftin e jadul ăsta antic. Ok, deja de jadul chiar e ieftin. Și onixul se pare că nu e chiar atât de ieftin. Dar avem legendarele care sunt ieftine. 2, 1 și 11. Dar câte legendare avem? Ia să ne uităm la noi la legendare. 1, 2. Da, nu avem destul de legendare pe piață. Asta e prost în momentul de față. Pentru că mă gândeam să dau în niște legendare, dar uh, cred că o să mergem mai mult pe partea de jad. Dați puțin, fraților, că o să întreb un prieten dacă are el niște antice, că știu că farmează și dacă are, o să iau direct de la el, dacă nu, uh, o să iau direct de pe shop. Da, fraților, din păcate, băiatul nu mai are antice momentan mâine s-ar putea să cumpăr de la el. În momentul de față, oricum, cumpărăm niște jade antice așa, am crescut prețul de la 1, 1 și 6 7 pe la 1, 1 și 10 e cam irrelevant oarecum. Uh, oricum, bă, am văzut, dacă facem un jad full, deci din 32 de jade, trebuie să facem doar unul full full. Adică WPV cu absorție și suntem extrem de bine. Deci ce extrem de bine suntem numărul 1 fraților, o să vă arăt imediat Deci investiția în jadele ăsta este de undeva pe la 35 de ON 34 dacă ar fi să o iei așa uh, nici, pe, nici pe business. Bun, mi s-a dus și sopul de pe business trebuie să intru pe business neapărat să văd cam cum este situația Dar având în vedere că am numai iteme scumpe, oarecum e greu Aia e, Hai să vedem acum. Uh, jad mitic. șapte 7 oni asta și jadul full mitic opac este 24 de oni. Deci 24 de oni. ăsta mitic full. Fiți atenți că s-ar putea să facem combinație. Deci s-ar putea să facem combinație. Nu știu cât sunt combinatele astea și pe craft. Le las aici clopo, șarpe pe craft. Chiar habar n-am. Ăsta de beril fumuriu iarăși n-am nevoie, Asta obscur îl mai ținem, ăsta solz dragon alb aruncăm, cartea precizie iarăși n-am nevoie, chit că probabil o fi vreo 5 caca, da. e. o lăsăm să mai facă și altcineva un ban din bazar. Bun, hai să continuăm, băgăm și noi licoarea asta de viteză de mișcare. Brățara, dar n-am brățara, ce ai făcut? Nu cred că aveam cealaltă bărsară aici, nu mai contează Hai să vedem Fraților, o să verific baba după Deci știu că știți și voi că mereu verific baba Dar o să verificăm după de data asta Hai să vedem cum intrăm în pâine Începem cu un legendar Totuși, plus 1 în continuare Plus 2 Plus 1 0 1 2 3 Mamă, bine Ah, 2 3 2 1, 0, 9, no. minus, minus 2, minus 1, 0, minus 1, 9, no, bă, și mersi așa de bine, 0. Ai, bă, minus 1! Bă, hai să vedem câte au ieșit full, dacă a ieșit vreunul full de aici, parte de legendare, n-a ieșit niciunul, din păcate. Um, hai să continuăm. 1, 2, Eșuat, 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 eșuat. Mamă, m-a rupt, ești nebun, dacă nu e unul de ăsta full, m-a, spart. Am zis că, am zis că eu o șansă să meargă bine, dar... Uite că n-a mers chiar atât de bine. Hai să vedem că femeia asta bătrână am auzit că este clar, cât de clar văzătoare, este încât de când norocoși pe azi și avem felul următor. Unul gol și altul gol. Mamă, 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 ce mi-a făcut aici, aici nebun. Hai să facem și noi un clar. Să fie acolo. Mamă, dar mi-a făcut-o. mi-a făcut-o ca la carte, aș putea să zic. Hai, poate e clarul full. A mers, dar e gol, bă, gol, golațo. Hai, bun. Bă, măcar am făcut un clar, totuși. Minusul e minus. Deja, deci asta se poate vedea de la. Că okay, vede și chiorul. Că e minus aici. Uh, nu știu cât mai e rubinul, cât ar putea să fie. Rubine. 352, nu e așa de scump nici asta. Hai să Bă, totuși mai am niște jade aici. Adică mai aveam un jad. Hai că trebuie să mai facem un mitic măcar. Bam, bam. Bam, legendarul. Nu e și eu asta. Bă, nu pot zic că am ieșit chiar atât de rău. Cât e un jad clar miti clar. Cred că e vreo 15 16 15,8. Ok. 15,78 îl pun și eu. Ok, și ăsta undeva la 7 ani. 7 8, 50. Cred că se mai echipează, dar nu știu mă cine echipează așa neapărat. O să-l pun tot la 7 ani. Să fie de plus. Deci, practic, am pierdut câțiva ani de aici. Da, nu e niciun fel de problemă. voi să dau plusuri și în niște titane, fraților, numai că titanele... Uitați-vă și voi cam cum stă situația aici. Deci eu un singur titan plus 2 aici la nouă ca capă care o să-l iau și după aia în rest... Deci nu înțeleg, nu mai e niciunul. Cred că mi-au copiat mai mulți uh, tactica aia cu titanul și... Na, e cam trist în ultimul timp. Hai să văd și brățări de până în 42, poate, poate aport ceva interesant. 5, 5 atac, 4 atac magic. 15 fulgeri, blocare, penetrare, 10%, fiți atenți că ăsta e bonusul nou. 10 pătrundere, 20 diavol, interesant asta. Valoarea atacului magic, plus 50. 10 semi, ok, asta nu are cum să o ia cumperi ceva că e prea scumpă. 35 atac, Da, nimic interesant pe aici și hai să mă uit și la cercei de până în nivel 55. 10 semi, 15 sabie, 49 de oni. Nu e un preț atât de piperat, să știți. 15 pe gheară, da, nu prea, n-a mai fost nimic cu wow pe aici Fraților, am revenit și mai avem încă o dată, încă o tură de antice uh, Bă, chiar asta și m-am gândit, bă, oare din 100 de antice, fac mă și eu unul full, gen cam care e șansa și vreau să fac treaba asta cu voi acum Deci probabil uh, o să vedem cam cum stă situația, uite, 2 plus 2 Mamă, iarăși mi-a dat, iarăși mi-a dat daună. Dar vreau să dau foarte mult în alchimia acum, s-ar putea să dau 96 de uh, jade și să văd după aia cum o să stea situația. Pentru că, bă, unul full tot trebuie să iasă la un moment dat, dar vreau să știu dacă iese din 100 de legendare, din 100 de antice sau din mai puțin. Uite că de data asta a mers mai bine, a mers 11, uh, dar mă interesează să meargă cel mai bine la mitic full la legendar. Mă uitam acum, n-a ieșit niciunul iarăși. Și hai să vedem miticele. 1. 2. 3. 4. Bun, bun, bun. De data asta a ieșit mult mai bine. Hai să vedem. Pai, asta dacă era pe V mare aici erau bun. 2. Bine, mă, băiatule, uite-l full, full din full. 3 gol, 4, ca golat hai să-i dăm și pe aici un grad de claritate Bam 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 A ieșuat Bam 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 L-am făcut și pe ăsta clar până la urmă A mai luat puțină pagubă de acolo dar nu prea contează așa de mult uh, Pentru că am făcut unul full ceea ce ne-a scăpat de cam paguba de data trecută Pentru că ăsta a văzut și eu cu undeva la 24 de uanișori Ceea ce nu este rău absolut deloc deci ăsta pot să-l pun în continuare aici la 24 Nu, ăsta pot să-l pun la 16 aproape și ăsta la uh, 24 de unde Ceea ce înseamnă un 40 de unge. Și o să mai revin încă o dată cu ultimul trai de la Jade Să vedem cam cum stă situația o, Asta o să fie operațiunea 96 Fraților, revenim cu ultimul trai al acestei operațiuni 96 Zici că e operația 96 de pe Betano Ce să mai Ia uite la aici am sponsorul principal Ești nebun la cap Hai că sponsorul principal dacă e Betano um. Și hai să vedem cum stă situația Începem cu două eșuări O reușită Două reușite tot, Dar tot minus 3 Minus 4 Mamă, asta e jale O simt că e jale Ești nebun Uitați-vă și voi fraților cum eșuiază deci, o simt că e jale pe asta. Chiar, chiar... Mamă, chiar o simt că e jale să-mi bag piciorul. Mamă, dacă mai văd odată că ai eșuat, chiar... Nu-mi vine să cred. Mergi măcar, mă, trei la rând. Uite că au mers trei la rând. Și acum, iarăși pagubă. Băi, merg trei la rând și eșuează patru la rând, frate. Și am scos 9 legendare doar. Dintre care, uitați-vă și voi că nici măcar unul nu este full. Deci nu e nici măcar unul full. Ua. Hai mă să vedem ce facem aici. Măcar poate merg 3 mitice. Ia uite, unul a mers. 2. Haide mă. Hai bă, las-o încolo. 3 și a mai rămas cu un legendar. Hai să vedem bă. Și primul. De fapt am văzut toate. To a două goale. Ce să zic. Doamne, bă, las mă încolo. A mers iar un clar. S-a întâmplat fix ca prima oară. Deci fix, fix, fix ca prima oară, fraților. A ieșuat un opac și după aia a mers la clar. Deci, practic top pagu, bă. Of. Uite, 16 unii aici. Asta e legendar. Bă, dar mai am eu câteva legendare aici pe care oricum nu s-au vândut. Deci, cred că pot să mă apuc de ele. Chiar dacă sunt unele și full. Dar le țin deja de prea mult timp pe shop, fraților. Și ați văzut, degeaba le mai țin pe shop dacă oricum nu se dau. Hai să vedem de alchimistul ăsta din... Uh, hai să vedem care e treaba la alchimistul ăsta din bazar. Că ăsta oricum e ce e mai prost de fel, dar hai să vedem. Uite mama. Aolo. Bă, las-o încolo. Mama ta de alchimist. Jaf de, alchimist. Bă, uitați-vă și voi ce alchimist e ăsta, bă. Doamne, ferească, sfântul. Mergi-mă unul la clar, măcar mergi la perfect măcar? Hai să nu mai recuperăm din pagubă măcar. Ok, măcar atâta, da. Chiar ce așa e cam jale. 40 de uni Plus, minus. Nu știu dacă mai am vreunul pe aici. Uite, mai am pe ăsta și pe ăsta. Și ar trebui să mai meargă asta măcar un perfect aici. Dacă aș face două perfecte, ar fi super bine, da. amers mers și... A mers, mă, bravo, mă, bravo, bravo, bravo. Uf. Ok, 39 de 1. 39,55. Și toți suntem pe minus, asta e clar, pentru că avem două perfecte și un jad ăsta care, na, e destul de ok, dar... Asta ar veni undeva la 104 ani. Dar eu am băgat 96 fraților și cu încă vreo 5-6 legendare, dintre care mai am unul singur. Hai să vedem acum măcar cu legendarul ăsta. Poate, poate merge. Dacă ar merge legendarul ăsta și l-ar da full sau măcar PV mare și absorție, ar fi super bine, da. Nu știu, parcă a fost prea tragic. Bă, nu mai bă, mă, bă, deci, nici nu vreau să vă zic cât de tare mă enervează alchimistul ăsta în momentul de față. Mai ales pe partea de jad. Băi, jad, legendar. Te rog eu frumos. Deci, te rog eu frumos. Doa, băi, băi, ce ai mă, frate? Câte, câte mănâncă? Stai așa că chiar sunt curios câte o să mănânce. Deci am mâncat două până acum. Trei. Păi băiatule Dar mai calmează-te mama ta de jad Că îl dai și gol oricum te văd Deci te văd că îl dai gol N-ai mă cum dă mama ei de treabă Nu mai fraților Că băi e, e jale E jale rău de tot Deci nu-mi vine să cred așa ceva Jad Legendar Hai, Uite stai și full Bă măcar uite full Bă măcar de l-ar da full Oameni. Băi, voi sunteți Pe bune cu mine? Băi, tată Bă, mă, l-a dat full, mă Bă, l-a dat full Dar câte au ieșuat, ok au... Deci fiți atenți A ieșuat 1, 2, 3, 4, 5 Într-adevăr, suntem pe profit Dar, mamă, cât de Greu l-a dat, mă, dacă îl dădea pe ăsta full din prima, era bine, rău de tot, dar ce să mai zic. Ah, doamne, cât de greu a fost. Deci, un clip, băi, tragic, fraților, pe bune vă zic că tragic. Deci, doamne, nu știu ce s-a întâmplat, a fost cât de cât puțin noroc, nu pot zic că chiar gaură, dar greu greuț. Hai să vedem și cu Iudnori ăsta cum stă situația. Vreau să dau și eu unul. Haide, mă. Hai că vreau și eu unul. Calculatorul va începe, auzi tu. 3. Hai să dau geol aici. Poate, poate îl iau. A, ia uite-o. M-am dus bine. Ia uite, e tonul rândul meu. A, o la încă îl duc pe ăsta aici și poate dau apoi două după aia. Sau hai să-i dau două. Hai mă, ia să vedem, poate-i dau două. Ah, fix două le-am dat, bine mă, bă, el am rupt, ești nebun. Fii atent că l-am rupt. L-am rupt pe fraier. Aolo, nu l-am mai rupt pe fraier, m-a rupt și el pe mine. Ia uite-o, fii atent. Și după aia să-i dau înapoi două. Ah, Ai de mă, ești nebun. Dar nu că eu fac așa. I-am făcut-o la fraier. Bă, tot așa s-a întâmplat. Bă, lasă mă în pace. Nu că tot așa o fac. Lu asta. Și tot scorul ăla l-am. Și dacă dă el înapoi două mă spart. ne nebun? Acum, că stă, sunt cu ambele acolo. Mamă, cât de prost e asta. Mamă, cât de prostie! În rândul meu din nou Hai cu rândul meu că Ce să mai zic acum A dat înapoi două, bă Pierzi ceva câștigi ceva auzi tu Mănâncă bronz Bă las-o mă încolo Deci las-o încolo Că e făcătură bă evenimentul ăsta E făcătură nu că îi mai dau încă o dată Deci îi mai dau încă o dată dar mi se pare făcătură rău de tot Bă bune vă zic Hai că mai, mai încerc o singură dată Ia să vedem tot calculatorul începe oricum. Ia, a ca la calculatorul, calculatorul începe, era clar, e clar. Deci, mereu mi se pare clar lucrul ăsta. Uite. Ok, acum el mă scoate. Nu m-a scos, ciudat că nu m-a scos chiar. Dar l-am scos eu cu două, dar acum mă scoate și el, nu are cum, deci dacă nu mă scoate acum... Fii atent că nu m-a scos, ești nebun, îi gaie. Tot el a dat, bă, dar acum a dat din nou. cum n să dea numai el, că nu înțeleg. Deci, fraților, chiar nu înțeleg. Uite că și eu am dat din nou acum. Bravo, mă. Ia uite că l-am scos înapoi pe fraier. Bam. Acum îl le unesc. Una i s-a dus lui. Îi dau un do aici. Haide mă frate. Și acum am dă un traseu de ăsta kilometric, ești nebun. Îi dau mo. Ok. Și care ar fi șansă să-i dea înapoi două de două ori? Dar nu are cum, de data asta măcar fac și eu ceva. Dar și tot, uite-te ce scor mic am. Bă, uite-te tu ce scor mic. Nu, e făcătură, frate, fraților, evenimentul ăsta e făcătură rău. A, dar gin mi-a dat. Bravo, mă. Bă, lasă-o încolo. I-am dat trei hituri, ești nebun la cap și a murit. Ha, mor. Da, bă, fraților, cam atat clipul de azi. Eu am fost Taker, v-am pupat, aveți grijă de voi. Ceau, operațiunea 96, aproape de succes.